stimați prieteni, bună ziua! Azi la mine este o zi de odihnă, eu astăzi odihnesc. Ieri a fost sâmbătă, toată ziua a plouat. O grămadă de lucru am avut pe acasă și păreri de rău puțin am făcut și lucrări am făcut mai mult prin casă. Afară n-am putut face, dar astăzi, dacă mă uit după condiție, este un timp foarte frumos. Bate o lecuță vântul, dar în schimb este foarte plăcut și cald. Și vreau să astăzi să fac un video care l-am pregătit săptămâna trecută, adică vreau să zic, au și vânt bate. Îmi stimați prieteni că vinerea trecută, pe data 30, a fost ziua mea de naștere, adică aproape o săptămână în urmă, și eu de la serviciu mi-am luat o zi liberă și am stat acasă, dar stând acasă, toată ziua am lucrat, am făcut o mică reparație, adică am vopsit poarta cu vopseală și iată am făcut câteva fotografii și puțin video și am zvărăt și vouă și culoare am vopsit eu poarta, pentru că deja era foarte urâtă. Și ce vreau să mai spun, n-am avut de gând să fac ziua de naștere, pentru că nu-i zi rotundă, dar trebuia să vină niște rude de mele, adică sora și încă cineva, dar cu părere de bine au venit mai mulți și am fost nevoit să fac un frigărui, să mă pregătesc și iată aici în locul ăsta, am stat oaspeță, am avut undeva vreo 13 persoane, dacă nu mă greșesc, sau 14, împreună cu copiii, cam vreo 14. E că au căzut aici un ștergar și am fost nevoit să cumpăr niște producte și am făcut iată aici frigărui și vă arăt și vouă câteva fotografii, secvențe, cum s-a primit ziua mea de naștere. Și iată, acum mă duc să o redactez și câteva minute puteți să priviți. Și totodată vă arăt poarta încă o dată și culoare am vopsit eu poarta. Mergem împreună să o vedem. Iată inscripția de la poartă, am luat-o până când nu o instalez și iată cățeluș, iată așa culoare s-a primit, uitați-vă. Pomul ăsta de nuci. Deci vânt bate. Ieri ploua, dar azi bate vântul. Iată așa culoare. Un fel de sur închis. În drum nu vă mai arăt, pentru că merg mașini. Într-un cuvânt, mie îmi place culoarea. Dar trebuie să mai vopsesc o dată prin afară, că am și să vede culoarea veche. Dar asta să fie... Am vrut ieri, dar n-am dormit. Îți vopsesc într-o seară după lucru. Ia, uitați, aici stai. O culibur, un fel de loc pentru câini. Vedeți și bunișor. Iată aici la mine câini. Toată ziua așa. Thank you.
Salut, stimați prieteni! Cu 10 minute în urmă s-a terminat ploaia. Eu stau acasă, m-am apucat de lucru să vopsesc o poartă acasă și iată a început a ploua și deja vreo oră jumătate sau chiar două nu s-a oprit seta, m-a ieșit afară și văd că s-a oprit ploaia și ies chip să mă apuc mai departe și mergem să vă arăt ce lucru fac eu astăzi. Ia că vă arăt o leac florile după ploaie, cum arată florile noastre. Uitați-vă ce frumușele. Bradul. Uitați-vă bradul nostru și de mare. Deja are vreo 2 metri jumătate sau chiar 3. Și intrarea în terasa mea de vară. Vedeți ce e frumoasă? Azi, stimați prieteni, nu v-am spus, este ziua mea de naștere și mâine, azi nu mai fac nimic, dar mâine pregătesc un frigărui pentru oaspeți. Și e schip să am vă câțiva oaspeți, dar asta să fie mâine, dar azi este chip să mai fac lucrări. Deja este ora 4 jumate și sper până la ora 7 la 8 încă e ziua să mai fac lucrările pe casă, adică să vopsesc poarta. Acum își vă arăt și vouă. Cipsica, ce vrei? Salut, stimați prieteni! Azi la mine este o zi de odihnă și totodată este ziua de mea de naștere și iată fac un frigărui pentru că o să vină niște oaspeți. Și iată deja am pus cărnița, are miros și aștept oaspeți. Și poate voi face vă scurt video, vom vedea cum s-a primit, dacă nu o să facă grea, că masa deja este gătită. Ia că așa masă am făcut, uitați-vă, afară, la terasă, încă e masa goală, ventilatorul este foarte cald, numai cvas aici. Așteaptă, Oleac, așteaptă. A unde vă e Strachina, e că nu înțeleg eu. Unde e Strachina, a? Davai, Strachina. Rijic. E și răcoare, da, să vedem noi să stăm asta cu sol. Și a alungat-o pe și ea, da? Pe și. Și că și ea, a alungat-o? Cum să nu știu ce aruncă? Afară, uite, afară, uite. Tu ce e în casă? Păi, da, ești apar cu ușă. Tu și nu-i dat drum, tu? Ce mă fi afară, da? Nu. Eu când am mergit mie, dar mi era afară. Eu am uia, dar măța era afară. Spun cu dată. Nu știu, eu nu spun minciuni. Nu, era afară cu ea. Așa de gușă de așa. Uite prin asta, ți-a închipul prin tot ce o să mă fac. Nu. Poftă. Și arăt lui Maciușa cum le hrănesc eu. Ei spune că mai e hrănesc. Uitați-vă, ce frumos mănâncă. Ce? Hai mănânc, să uită una la alta. Opa, trebuie și apsele de aici, eh? Mâncați. Liceul era o scândură așa ruptă într-un colț. Jos! Da.
și vă rog.